Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. La un vlog trist, da, pentru că nu mi-aș fi dorit să-l fac niciodată. Aseară Melissa, în timp ce se dădea pe hamac cu... Se dădea pe hamac, bine am zis, că de fapt trebuie să stai în hamac. În timp ce te dădeai pe hamac, cu Amza, nu știu, s-a întâmplat un error, un mic error în sistem și ai căzut. Și și-a rupt clavicula. Clavicula este osul ăsta de aici, uite asta. Și acum trebuie să stea imobilizată 3 săptămâni. Nu, o să facem un video tare pentru Planeta Vesele săptămâna viitoare. Hai în casă. Haide să ne uităm sus la radiografie. Să le arătăm și lor cum e rupt. Vii? Hai. Ia uite, ăsta e rupt aici, vezi? Ăsta e rupt aici, ia uite. Pam, pam. Vreau să zic că e foarte important de știut că tu ți-ai rupt clavicula pentru că l-ai protejat pe Amza. Amza era la ea în brațe și l-a protejat așa și ca să nu cadă el să se lovească de pământ, a căzut ea pe umăr. Toboșarule! Ia, hai, bate la tobe. Așa, bravo! Băi, ultimele săptămâni au fost pline de aventură. Prima dată a spart Amza, uite, lampa asta cu o lingură de lemn în timp ce gătea cu bunica aici ceva. Iar apoi a spart televizorul. Ia uite. Deci uite, a dat aici cu mătura și l-a spart. Amza, ești mândru de ce ai făcut? L-ai spart, tati. Chiar l-ai spart. Nu atinge camera. Nu. Băi. Păi pup, pup, dar... No. Uite, eu înlocuiesc asta. Stai că nu știu de care am nevoie. Dăm un pic șurubelele alea mici. Șuruburile alea mici. Bravo, tati. Uite că știi care e șurubelul. Da. Vezi ce înseamnă să ai băiat? Știe ce e la un șurubel. Merge. Uite, hai că o să fie bine. Am reparat și ăsta, o să reparăm și televizorul. O să-și revină și Melissa. Nu, tati, vino aici. Vino aici. Vino aici. Uite, aici încheiem video-ul, iar noi o să ne vedem curând cu vești bune.